Ai lăsat odată o făclie aprinsă în cămara dată sufletului meu. Și de-atunci, iubito, cu fereastra ninsă, caut iar lumina și pe Dumnezeu. De-ar fi prin din soare să te arăți cândva, ca și când în zare ar fi un porumbel. Ar veni copii toți în urma ta și-ar porni colindul îngerii la fel. Dacă ninge vei găsi steaua-ntreaga inimii, cercul de albe rochii. Până mâna Muc FM 107.3, dragi ascultători, a fost Vasile și Icaru cu melodia Dacă ninge vei găsi. Și acum e timpul pentru concursul de weekend. Așadar, concursul de weekend, dragi ascultători, e ajunul Crăciunului, așa că m-am hotărât să ofer, oricui acceptă provocarea noastră de astăzi, un revelion, atenție, un revelion pentru două persoane în Havana, Cuba, ca să vă frunzați niște în mijlocul iernii. Sunați acum la 021-221-5259, acceptați provocarea noastră și mergeți să începeți revelionul în Cuba, alături de persoana iubită. Ca să fiu sincer, mi-e foarte greu să înțeleg ce... Treci în casă, treci! Ce crezi că-s mâna? Haideți, haideți! Haideți! Începem doar de la ideea de temperatură. Sunt acum în București, undeva la 5 Ați! Sănătate! Ați! Ați! Faceți chef? Chef pe dracu. E de la... Aici, pe dreapta, dacă se poate. Uite, omul că e și gura ei. Îmi dai și mie bănuți? Care bănuți? Cursa. 28 de lei. Și bine ați venit la Pui Românesc Deosebit. Cu ce vă putem servi? Un ceai o să vă rog. Doriți ceva? Un ceai și atât, mulțumesc. Doriți meniu? Ce meniu? Vă pot face meniul la ceai, e mai ieftin? Nu. Ce e mai ieftin? Meniul. Mai ieftin ca ce? Mai ieftin ca dacă v-ați luat toate separat. Care toate? Toate din meniu. Nu, eu vreau doar un ceai. Deci un ceai la meniu, da? Da, da, da. Nu, nu, un ceai și atât. Vă hotărăți odată? Păi m-am hotărât, domnișoară. Vezi ce să fie? Un ceai. De care? De mușețel. În regulă, un ceai de mușețel. Da. Sandwichul de care să fie? Ce sandwich? Sandwichul de la meniu. Care meniu? Meniul de la ceai. Băi, fetiță, tu ești idiotă? Ce nu înțelegi? Eu nu vreau meniu, eu vreau un ceai simplu și atât. Ai înțeles? Vrei să-ți desenezi? Vrei să-ți desenezi, idiotă? Eu vreau un ceai de mușețel într-un pahar! Nimic altceva, fără meniu, idioată, dragului! Bă, ești idioată! Ce nu înțelegi? Vinzi la teșganul astăzi o rachetă, idioată, dragului! Să te bată și pe tine bărbatul în seara de Crăciun și să n-ai unde să te duci! Pablo 50, la prima fereastră! Dom'le, de ce nu înțelegi? Deci eu am ieșit să mă văd cu iubita mea, da? Cu fata asta... Iubita? Iubita, ai un pic până la mașină, te rog! Da, și aveam niște mărunți și mi-a dat un buchet de flori, buchetul ăsta. Și când am luat buchetul, nu știu, probabil că m-au căzut în buzunar sau ceva.
A, nu cu amendă, fratele meu, nu mai, nu, deci am 14 milioane salariu, nu mai, deci am mai luat o amendă pe 31 noiembrie, da, de unde să-ți mai, nu mai am de unde să-ți dau, nu mai, am mini pe economie, am iubit, am mama în spital operată pe coloană vertebrală, păi da? Și dacă n-ați avut bani, de ce v-ați urcat în mașină? Mă, vă rog să vă dați de petrecerea iubita, de pietoni. Eu nu mă mișc până nu plătește. De iubire, ce v-ați urcat în mașină? Doamne, deci nu înțelegi că am făcut o greșeală de, practic, de calcul. Deci mi-au scăpat în buzunar și mi-am dat seama când eram în mașină. Vă rog să vă dați jos din mașină. Păi da, mă, da, mă, dar nu mă las ăsta, nu mi-a blocat ușile aici, ești turc? Iubita! Să trăiți. Bună seara. Haideți să eliberăm trecerea și să deblocăm ușile. Eu nu mă mișc până nu plătești. Iubita! Haideți, vă rog, că n-avem timp de discuție. Păi n-avem. Să plătească. Păi de unde dacă n-are să vă dea? O să vă dea. De unde dacă n-are? De asta zic și eu, ce să vă dea dacă n-are? Deci nu o să-mi dea. Iubita! Haideți, domnule, că mai avem și noi alte treburi. Păi mergeți. Colegul, am și o situație aici. Ne aducem o dodoașcă din ăla noi? Iubita! Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-mi scris porunca morții să-mi ia cameră, nu părinții. Cele mai faimoase lucrări ale sale, pentru cine bat clopotele când locuia în Cuba. Doamne, dacă mi-ești prieten, n-asculta de tot zurlii, dă-mi scris poruncă morții să-mi ia calul, nu copiii. Doamne! Dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita, dă-mi scris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum susții în gura mare, mai stocul în cerneală și înainte de culcare, dă-mi scris poruncă morții când jos cuții pumnalul, să-l învică în mine, Doamne, și să-l lase în viață. Asta la prima probă, că după aia am avut și monolog. Iubirea mea. Eu, Ronald Gavrilă, domiciliat în strada Arieșului la numărul 12, Roni al tău, îți jur pe bunul Dumnezeu că niciodată nu te-am înșelat cu altă femeie. Iubirea mea, deci ce ți-ai zis, Ramona, e o minciună. Eu nu am fost în viața mea cu Ramona. Deci ea s-a dus cu Gerug la club la Văcărești și și-a făcut poză cu el, ăla dă-n poză, ăla cu spatele e gelul, nu eu. Purta geaca mea, iubirea mea, că eu dusem eu de sărac ce era să iasă cu Ramona. Iubire, deci acum vrea doar ca să bage râcă între noi, știi de ce? Că a dat-o tata afară de la brutărie pe vară, să te iubesc, dragoste mea, te iubesc. Îți jur, iubire, îți jur pe viața mea, îți jur pe... iubirea mea, te rog eu mult de tot, n-ai și tu 28 de lei să-i dăm lui domnul. Iubire, iubita, uite, iubita, florile, deschide-mă geamul, că nu mai să-i dau buchet. Iubita, iubita, uite buchetul de flori, iubire, iubire, nu pleca, că mor, mor, iubita, mamă, bă, deschide-mă, mâncați ăștia și deschide ușa să... Bă, ce, mamă, să moară, bă, aoleu, mor aici, frate, de unde se deschide, bă, ăsta, taie,
Ești o proastă, bă! O proastă, că tu o crezi pe Ramona, deci să mă crezi pe mine! Se ducă Ramona la Euforie Nord, da? Și vreau și bani de la fratul înapoi! Proasta proastelor! Gata. O iubesc, bă, o iubesc! Este absolut incredibil, dragi ascultători, a trecut deja o oră și jumătate și absolut nimeni, dar nimeni nu vrea să intre în direct și să plece de Revelion în Havana Cuba. Vă reamintesc tuturor acelora care ați deschis radio-ul ceva mai târziu că dacă intrați cu noi în direct și dacă ne acceptați provocarea, puteți câștiga un Revelion pentru două persoane în Havana Cuba. Sunați acum la 021-221-5259 și intrați în direct cu noi. Trebuie să o faceți, știți și dumneavoastră că vreți să dați frigul de aici pentru căldura de acolo, așa că nu mai stați pe gânduri. Incredibil, incredibil, chiar acum avem un telefon. Alo? Alo, da! Alo? Da. O să vă rog să dați aparatul de radio mai încet. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbesc? Cu Mircea. Cu Mircea! Salut, Mircea! De unde ne suni? Din București. 60. Oh, mulți înainte. Și la vârsta asta îți mai arde de plecat în țări străine, Mircea? Da. Cu cine vrei să mergi în Cuba, Mircea? Cu soția? Nu. Cu amanta? Nu. Cu cine vrei să mergi în Cuba, Mircea? Mircea, mă auzi? Cu cine vrei să mergi cum, în Cuba? Cum vă cheamă? Alo, Mircea? Mia. Vrei să mergeți cu mine în Cuba? Mircea, mă auzi? Alo? Doamnelor și domnilor, cred că avem o mică problemă. Cu Mia? Am înțeles, cu Mia. Mircea, uite care e provocarea noastră. Ești în trafic? Da. Pe unde? Pe la Unirea. Așa, perfect, pe la Unirea. Uite ce trebuie să faci, Mircea. În timp ce stai cu mine la telefon, trebuie să scoți capul pe geamul mașinii. Da. L-ai scos? Nu. Haide, trebuie să scoți capul, da? L-ai scos? Da. Mai mult? Mai mult, Mircea? Da. Da, așa. Acum, repete după mine. Ce? Fii atent. Dubi-dubi-duba. Dubi-dubi-duba. Mai tare, ca să te audă toată lumea. Dubi-dubi-duba. Mai tare. Dubi-dubi-duba. Așa. Vreau să plec în Cuba. Și încă o dată, dubi, dubi, duba. Dubi, dubi, duba. Vreau să plec în Cuba. Vreau să plec în Cuba. Așa, mai tare, dubi, 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 duba. Vreau să plec în Cuba. Și mai tare. Dubi, dubi, duba. Vreau să plec în Cuba. Dubi, dubi, duba. Vreau să plec în Cuba. Dubi, dubi, duba. Vreau să plec în Cuba. Dubi, dubi, duba. Vreau să plec în Cuba! Dubi, dubi, duba! Vreau să plec în Cuba! Dubi, dubi, duba! Vreau să plec în Cuba! Dubi, dubi, duba! Vreau să plec! Mircea, a fost o farsă, ești direct la Moc FM, ai participat la farsa de weekend, Mircea, nu dăm nicio excursie! A fost o farsă, alo! 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 Da? Da? Te-ai supărat? Nea Mircea, te-ai supărat? Nu. Păi, nu să te superi, n-ai de ce, a fost o farsă. Hai, să ai o seară frumoasă și sărbători fericite. Și ca să nu zici că ți-am făcut poftă degeaba, în continuare ascultăm o melodie cu valeză de excepție. Ca carnaval!